Ceea ce am înțeles eu în această muncă de dezvoltare personală este faptul că singurul lucru constant este schimbarea. Întotdeauna ești așa, important e să nu fii așa, și că indiferent cât de rău este astăzi, o să treacă, și indiferent cât de bine este mâine, și aia o să treacă.